Bună! Vino în partea asta. Stai așa că e murdară camera. Și nu avem nici baterie. Bună tuturor! Stai așa. Hai mă! Stai. Gata. Am curățat camera. Ce faceți? Bună! 5 oameni care se uită la noi. 10? Bună! Ce faceți? Noi bine! Noi suntem acasă, într-o frumoasă duminică și am intrat, bună, salut, Melisa. Bună, Melisa. Bună, Liuda, cred. Bună, Georgiana. Deci, fiți atenți. În primul rând, cred că ați văzut și voi primele 4 episoade până acum. Dacă nu l-ați văzut pe Happy Channel, sigur l-ați văzut pe canalul de YouTube. Din serialul Când mama nu e acasă. Primim zeci de mesaje, dacă nu sute până la sfârșitul zilei, primim sute de mesaje legate de serial și ne bucură chestia asta. Înseamnă că v-a prins microbul Când mama nu e acasă, ceea ce e bine. Am văzut că și pe YouTube avem o grămadă, avem peste 100.000 de vizualizări la ultimul episod, la episodul 4. De mâine revenim, da? Episodul 5, marți episodul 6 și tot așa până joi. Da. Iar astăzi, dacă ați ratat episoadele, astăzi, în câteva minute mai exact, la ora 7 fix, vor fi cele 4 episoade de săptămâna aceasta într-un episod mare, ca un episod de serial. Știu că ați fost supărați că durează doar 15 minute, dar astăzi este un fel de serial mare. Deși sunt aceleași episoade, deși le-ați văzut, trebuie neapărat să-l vedeți și pe acesta, pentru că o să vă dea alt vibe și o să legați mai bine toată povestea. Deci astăzi o să înțelegeți mult mai bine povestea, pentru că mâine continuăm și trebuie să aveți totul proaspăt în cap. Da, țin foarte puțin, Mirela, așa e, tocmai ce am vorbit despre asta, într-adevăr, țin foarte puțin, dar eu cred că vă și prinde mai mult așa. Nu știu, părerea mea. Adică eu mă uit pe YouTube și la comentarii, le-am și citit și sunt comentarii de genul, Doamne, nu mai pot până luni, abia aștept și ne bucură chestia asta. Sperăm că v-a plăcut ce ați văzut de acum până acum din poveste. Sperăm că vă plac personajele noastre, personajele din acest serial. Așteptăm să ne spuneți păreri. Se vor schimba multe de săptămâna aceasta, adică ați văzut și voi cum s-a terminat episodul 4. O să vedem ce face Victor. Nu cred că i-a prins prea bine după ce i-a zis țiganca ce i-a zis, că o să moară n-apuși 25 de ani. Vedem dacă o să se joace Victor cu moartea sau invers de data asta. Da. Bună, vă pupăm pe toți. Salut, hei. Hei. Salutări uite, din Botoșan. Din Botoșan, Cris de la tine, de acasă. Salutări și din Cluj. Salutăm Clujul și noi. Bună tuturor. Bună. Abia și noi abia așteptăm să vedeți episodul mare din seara asta și episodul de mâine, episodul 5. Bună, vă pupăm. Ce să facem? Uite, stăm în mansarda noastră drăguță și vorbim cu voi. Mâine începem săptămâna în forță pentru că revenim cu filmările pentru Happy Day, Happy Weekend. Nu te deranjează că Vlad în serial a fost pupat de altă fată? Păi, în primul rând, în serial este Victor, nu Vlad. În al doilea rând, suntem actori. Și chiar nu ar fi normal să mă supăr că actorul Vlad s-a pupat cu cineva în serial așa pentru această meserie. În actorie trebuie să-ți asumi, nu știu ce naiba am făcut, trebuie să-ți asumi multe lucruri. Deci nu m-am supărat că Victor, bine, Miruna s-a supărat că Victor s-a salutat cu o altă persoană, dar Cristina nu s-a supărat că Vlad s-a pupat cu altă persoană pentru că a făcut-o pentru meserie. Ei, mai vede. Stai că am pierdut că mai erau întrebări aici sus. Ai dat mult prea sus, Chris. Nu. Uite, aici era. Vă pupăm pe toți. Și noi bine facem. O să fim alte sezoane. Deocamdată ăsta este singurul sezon din Când mama nu e acasă, este dar... Este un teaser pentru ce va fi la vară, pentru că deja... La vară în toamnă, de în fapt. În toamnă, da. La vară noi începem să filmăm. Da, este un fel de bad boy, da, Victor. Așa e, Maria. Îți vedem mesajul. Da, nu știu exact ce întrebare a pus. Dar nu știu ce întrebare a pus. Mulțumim, Anda. Mulțumim. Servus din Cluj.
Dacă... Nu știm, bună întrebare, Mihai, deci dacă o să aveți succes mare în continuare și audiență mare, credeți că Antena 1 vă va difuza? Nu știm. Nu știm, și, dar oricum... Nu ține de noi? Oricum ne dorim să creștem Happy, pentru că este un canal foarte frumos, foarte curat, cu seriale frumoase, telenovele, filme, cu emisiunea clasice, Happy Day, Happy Weekend. Deci e un canal foarte curat și vrem să continuăm pe acest canal, să facem ficțiune românească. Salutări din Brăila, salutări din Iași, vă salutăm pe toți. Vă mulțumim tare mult pentru urările de ziua noastră. Ieri am împlinit 5 ani de relație, 5 ani de la prima întâlnire, când Vlad m-a scos în oraș la film. Chiar și aseară am fost la film. Și în parc. Și în parc. Am deci, făcut și un remake. Curg întrebările. Haide să mai vorbim ceva până le mai citim, pentru că altfel stăm mai mult. Am terminat filmările pentru serial. Au fost niște săptămâni extrem de grele, extrem de frumoase. Pregătim un material pentru site, pentru weareone.ro. Am filmat ultima zi de filmare. Avem un making of pe care urmează să-l montez și să-l punem pe site. Trist este faptul că nu am realizat cât de repede trece timpul. Și odată ce s-a terminat și nu mai primeam niciun call sheet pentru a doua zi, următoarea zi, să filmăm, eram, what, ce se întâmplă, gata, s-a terminat, asta a fost tot. 3 săptămâni și 5 zile, dacă mă înșel, a ținut. Da, deci, ca să spunem, o lună au durat filmările, cu tot cu repetiții. A trecut foarte repede, dar credeți-ne că urmează lucruri foarte, foarte frumoase. Vă salutăm, ne salută cineva din Germania și noi te salutăm. La ce film am fost? Am fost la Frumoasa și Bestia. Da, ieri am fost la Frumoasa și Bestia. Miruna va fi curat un serial? Nu știm. Trebuie să vedeți. Nu suntem spoiler. De ce am fi spoiler? Știți că am primit, inclusiv prieteni de-ai noștri și nu numai, ne întreabă. Hai că tu ai filmat, tu și ești acolo, zi-mi ce se întâmplă. Zic, bă, trebuie să vezi serialul. Dacă deci... ne vom uita și noi la serial acum la 7. Da, o să ne uităm și noi la serial acum la 7. Câte episoade are? 16 episoade. Uite, cred că asta era întrebarea lor, Doș. O să mai faceți un serial. Gen, pare că... nu știu. Nu, nici pe ăla nu l-am făcut noi. Noi am fost actori. Depinde. Știi cum e... producătorii decid împreună cu scenariștii și se scriu povești în continuare și cele mai bune povești vor apărea și la televizor. Câte episoade filmați într-o zi? Săptămânal filmăm 4 episoade. Deci noi într-o săptămână filmăm 4 episoade mici, de un sfert de oră. Dar filmările durau de dimineață până seara și ne trezeam la 6 dimineață, neavând foarte multe scule la dispoziție, lumini și așa mai departe, ne bazam foarte mult pe soare, da, pe lumina naturală. Salutări și... din Irlanda, de la Pitești. Doamne, tabăra Tempo. Wow! De ce te-ai tu înscris? Pentru că am vrut o schimbare de look și în principiu pentru personajul Mirura. E ca și cum ați întrebat pe mine de ce scade părul Vlad. Doamne, ce amuzant ești. Veți avea concerte la Iași și ne dorim tare mult. Da, da, vrem să ne întoarcem, vrem să cântăm. O să pregătim și pe bucata asta, poate niște surprize în curând. N-am apucat să mai facem nimic, tocmai pentru că am filmat serialul, avem de un an, deja un an, nu-mi vine să cred, un an de când avem Happy Day, Happy Weekend, da, care continuă și acolo avem surprize noi. Dacă Miruna și Victor se schimbă în serial, nu știm. De haine? Nu, dacă își schimbă comportamentul. Aha, o să vedem. De ce nu? Eu n-am apuc să citești, nu, tu citești mult prea repede. De ce nu se mai fac seriale ca înainte? Ce s-a întâmplat? Nu? Seriale ca înainte, la ce te referi? Da, că erau foarte multe, se făceau producții... Multe sau episoade lungi? Sau nu știu, că nu știm la ce te referi. Se mai schimbă lumea, se mai schimbă cerințele, se
sincer, și noi ne-am dorit să fie ca pe vremuri, dar... Mă bucur că ați făcut un nou serial ca să am la ce să mă uit. Salutări din Bușteni. Bună, bună, vă pupăm. Vă pupăm pe toți. Salutări din Severin. Ține puțin, pentru că inițial serialul trebuia să fie un serial de online. Trebuia să fie doar pe canalul de YouTube. Dar doamna Roxandra și ceilalți oameni din producție au avut ideea de a-l pune pe Happy și am zis hai să încercăm. Lumea se uită pe Happy, se uită, dar mai ales pe YouTube. Pentru că, într-adevăr, durează puțin, durează un sfert de oră și lumea zice las că-l văd a doua zi pe YouTube. Dacă dar avem canal de asta, YouTube... Tocmai de asta trebuie să-l vedeți pe ăsta de azi, pentru că astăzi se dau toate cele patru episoade într-unul singur, un episod mare, ca să vi se lege un pic mai bine povestea în cap, mai ales că mâine o luăm de la început, episodul 5, episodul 6, 5. 7. Avem canal de YouTube, da, Happy Channel, pe Happy Channel puteți vedea toate serialele, episoadele, deci Happy Channel. Da? Pe Happy Channel vedeți și emisiunea Happy the Happy Weekend, rețetele pe care le facem la Happy Food și tot așa. Iar canalul nostru personal de YouTube este One Official. Vă salutăm pe toți, Chris stă super cu ochelari, vă mulțumesc. Vă pupăm. Se văd schimbări de când ați filmat pentru Pariu cu Viața. Jucați mult mai bine. Mulțumim mult tare mult. Mulțumim mult. Ne bucurăm să auzim asta. Cred că ne maturizăm așa, eu știu. Da. Am o întrebare. Care a fost cea mai amuzantă fază în timp ce ați filmat acest serial? Cea mai amuzantă fază de la filmări? Uai. E greu să zicem acum una. Da, cred că o să vedeți și making of câteva faze amuzante. Da, da. Making of pe care să-l postăm pe site zilele următoare. A fost timpul mult prea scurt. Am filmat la foc automat. Nu prea am avut pauze. Eu sincer vă zic, nu mai amintesc o fază neapărat foarte amuzantă. Dar în pauze mai făceam glume, râdeam. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva funny, așa. Salutări din Berceni. Bună, salutări, Tatiana din Berceni. Câte camere aveți? Sunt două telefoane, două iPhone 7 Plus cu care filmăm și mai folosim de la Osmo un gimbal, un stabilizator pentru telefon, special pentru telefon. De pe Quick Mobile. Și stabilizatorul ăsta își face treaba extraordinară, adică tu îl ții în mână, poți să faci așa cu el și telefonul rămâne perfect stabil. Adică poți să alergi cu el și ai senzația aia când mergi cu mașina și că totul se mișcă foarte smooth, așa. Ce cadouri ai primit, Chris, de la Vlad? Bănuiesc că te referi la ce cadouri am primit de ziua noastră, adică pentru ieri. Ne-am făcut cadouri. Aceste brățărele, hai, arată-l și tu. Stai că... Și simbolizează iubirea noastră, sunt două inelușe. De fapt, coloana infinitului al Brâncuș. Dar e foarte, foarte drăguț. Sunt două inele. Hai, le mai... Așa să vedem? Îmi place mult... Povestea se complică din ce în ce mai mult. Se va complica. Stai, da, să o să vedeți. Că asta... Ne urmăriți pe YouTube, vă pupăm și noi, mulțumim mult de tot. A vremurile alea când... Deci a fost o întrebare mai devreme, de ce nu mai sunt seriale ca înainte? Bun. Andra, bună întrebare, acum putem să-ți răspundem la ea. Vremurile se schimbă, dar poate se vor schimba în bine și în curând se va mai întâmpla ca pe vremuri să se termine un proiect, să înceapă imediat altul. Dar știi cum e, nu depinde de noi. Bună, Larisa, dacă ne mai urmărești, colega mea de facultate. Care să fie motivul? Nu mai avem seriale, filme. Da, din păcate nu... Lumea nu prea mai vrea producție de ficțiune românească. Nu mai investește nimeni aproape. Doamna Roxandra este singura care crede în continuare și se agită și fără ea nu s-ar fi făcut nimic de calitate, așa cum a făcut dânsa de la Numai Iubirea până la când mama ne-a avut. Bine, mai sunt diverse producții românești. Dar nu mai sunt telenovele și seriale.
Scenarista serialului a spus că ne pregătește ceva de lung metraj, adică tot serial ce va continua povestea de acum. Filmați deja la el? Nu filmăm deja, vom filma din vară. Este fix ceea ce v-am spus mai devreme. Proiectul continuă din toamnă, filmările încep în vară și într-adevăr va fi ceva mai mare. Nu va mai fi un mini AI serial. Dar vrem să filmăm în continuare cu telefon. Așa. Așa. Bună, vă pupăm. Vă pupăm, salut, bună, Larisa, salut. Salut. Bună, Larisa. Nu-mi vine să cred că acest serial este filmat cu telefonul. Da, e wow. Este wow. Multă lume ne întreba, bă, dar voi chiar filmați cu telefonul? Adică, sau faceți așa special de marketing? Nu, chiar filmăm cu telefonul. S-au făcut nenumărate materiale și cei de la Neața, cu Răzvan și Dani au venit, cine numai, observator. Noi facem un making of pentru site-ul nostru, weare1.ro. Dacă intrați acolo să vedeți. Salutări! Vă mulțumim pentru urări. Când veniți pe la Coloana Infinitului, dacă tot a venit vorba? Nu știm, ne dorim când să ajungem. Când o să avem și noi mai mult timp liber. Salutări din Craiova, vă pupăm tare. Bună! Mai sunt aproape 5 minute. Uai, nu pot până să când cred. Începe serialul. Așa că noi doi... Ce? Trebuie să mergem să facem floricele. Floricele. Deci, fiți atenți. Durează mai mult, așa că trebuie să fiți și mai pregătiți. Da, o oră, da? O oră. Cele patru episoade o din timpul oră, săptămânii legate. Stați pe Happy Channel, acum dați pe Happy Channel. Faceți-vă floricele, ce vreți voi, nachos, chipsuri, suc, bere, ce vreți voi, pregătiți-vă bine, luați-vă pernuța, luați-o în brațe, dați pe Happy Channel și haideți să... facem o retrospectivă a săptămânii, vedem cele patru episoade într-unul singur, pentru că de mâine gata. Trebuie să fie povestea fresh în cap, se întâmplă multe lucruri, pac, 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 mega rapide. Deci nu uitați, acum pe Happy dați o oră, ne uităm la când mama nu e acasă, iar de mâine revenim la 8 fără un sfert, cu episodul de un sfert de oră, episodul 5, și vom vedea ce va face Victor după ce țiganca a spus că nu prinde 25 de ani. Vă pupăm pe toți, vă mulțumim pentru urări. Nu am apucat să citim toate comentariile, dar vă promitem că le citim. Ne vedem pe Happy Channel când mama nu e acasă. Vă pupăm! Mua! Pa! Hai cu florice. Vizionare plăcută! Hai, te duci să le faci, da? Da, da. Pa! Tine la cașcaval? Da, și unt.